George Tapopescu, campioana olimpică la tineret în proba de monobob, la primul vot din viața ei. A ieșit campioană olimpică înainte să ai dreptul de a vota. Ce ai simțit astăzi la vot? Astăzi la vot am simțit un fior, așa pot spune, în suflet, pentru că este primul meu vot și e cel mai important de până acum. Și sper ca cel pe care l-am votat eu să facă o câmpină mai frumoasă și să nu mă facă să plec din ea. Ai avut emoții? Da, am avut emoții pentru că susțin acest candidat încă de la început și doresc ca el să iasă. Mai mari decât la un concurs? Nu au fost mai mari ca la Jocurile Olimpice, dar au fost destule emoții. Ce mesaj ai pentru viitorul primar al Câmpinei? Să aibă grijă de toți cetățenii, nu doar de preferinți. Mulțumesc mult de tot!